emoțional pentru că orașul Târgu Ocna are sărbătoarea. Hramul orașului este cu ocazia acestei zile de Sfânta Maria, Adormirea Maicii Domnului. Și ce putea mai fi mai frumos decât să organizăm omagierea și celebrarea cuplurilor, părinților, bunicilor noștri care au împlinit 50 de ani de viață. 50 de ani de căsătorie. De viață în comun, ca să zicem. Viață în comun, da. O zi emoționantă. Câte cupluri, să zicem, împlinesc astăzi această frumoasă vârstă împreună? Noi ne-am dorit să fie cât mai multe, sunt 24 de cupluri, sunt 24 de familii care locuiesc în Târgu Ocna, care au încheiat acum ani de zile, acum 50 de ani, un eveniment frumos și un eveniment cu emoție. Chiar și eu am emoții, pentru că nu este simplu când vezi în fața ta niște oameni care au creat, care au făcut România Mare, care au pus umărul la dezvoltarea orașului și sunt părinții, bunicii, vecinii noștri și e un moment emoționant. Ce vor primi din partea administrației publice locale astăzi, pe lângă felicitări? Păi, în primul rând, eu cred că mai mult vom oferi respectul, pentru că ăsta este cel mai bun lucru care îl putem noi oferi, dincolo de lucrurile acestea materiale pe care vrem totuși să lăsăm o urmă în acest eveniment și vor primi și un premiu, o compensație aprobată prin Consiliul Local de 1000 de lei impozabil, care rămân 960 de lei, și un buchet cu flori, o cupă de șampanii, o carte... care se numește Târgu Anilor Romantici, să-și aducă aminte de tinerețe. Felicitări pentru inițiativă și la cât mai multe ediții, pentru că a devenit deja împământenit acest obicei, ca de Adormirea Maicii Domnului, să-i celebrați. Da, în aceste zile orașul petrecea zilele orașului, dar anul acesta ne provoacă responsabilitatea, prudența, pentru că avem în derulare câteva proiecte importante pentru comunitate, în care infrastructura rutieră se va modifica substanțial. De asemenea, două corpuri de învățământ își vor deschide porțile într-un nou spațiu și într-un nou spațiu modernizat. Niște investiții cu fonduri europene, dar dincolo de finanțările europene sunt și fondurile locale. Și evoluția nefirească a prețurilor, ne-au dus să fim responsabili, să fim prudenți și în această perioadă să alocăm toate resursele financiare pentru infrastructură și să luăm decizia grea să nu organizăm evenimentul de zilele orașului așa cum eram noi obișnuiți, cu spectacol, cu foc de artificii, cu tot ce înseamnă trei zile, cu târg și toate celelalte. O decizie responsabilă, mă scuzați că vă întrerup, o decizie responsabilă dacă ar fi să cântărim ratarea proiectelor europene sau finalizarea lor? Eu cred că mai important este să rezolvăm și să finalizăm cu bine proiectele, să ne bucurăm de o infrastructură modernă și actualizată nevoilor și totuși după evenimentul cu celebrarea cuplurilor de 50 de ani vom organiza un spectacol. Noi ne-am propus să-l facem în aer liber, dar vedeți că vremea este capricioasă și atunci la ora 18 l-am translatat în Centrul Cultural Ion Talianu și am primit sprijinul talentelor locale, tinerilor și maturilor care doresc să vină și să-și aducă aportul, să le ureze un gând bun, o melodie frumoasă bunicilor și părinților noștri. Va fi un spectacol și cu folclor și cu muzică ușoară și cu dans și eu cred că va fi o manifestare frumoasă. Bineața, la o vârstă frumoasă și binecuvântată, vă invităm la o rugăciune de, uitați-vă pe ceas acolo, că biserica noastră ortodoxă de obicei când vezi că s-a îmbrăcat preotul în veșminte, deja face așa, cât ține. Noi vă spun clar, ține 5 minute și încă 5 de la dumneavoastră, 10 minute, da? Și numărați pe ceas. Aș vrea să fim operativi, pentru că am vrea să vă dăm dumneavoastră primul cuvânt. Inițiativa primăriei este o inițiativă lăudabilă, dar să știți că noi în spațiul de eclesiastic nu putem să facem acest lucru decât cu binecuvântarea ierarhului nostru, care, bineînțeles, că a binecuvântat această inițiativă a părinților din această parohie și a spus că să nu uităm la început să vă spunem multă sănătate, să trăiți câte episcopia Romanului și Bacăului, adică 600 de ani. Așa că ne bucurăm foarte mult. Din momentul de față aș vrea să începem, pentru că suntem deja pe live, vreau să salutăm pe toți cei care
de acasă poate ne urmăresc și vă pot spune faptul că sunt persoane, dragi nouă, care au niște probleme de sănătate. Nu au COVID, dar niște probleme de sănătate îi rețin acasă și au o vârstă foarte frumoasă, de 20-30 de ani, dacă le mai pui pe lângă cei 70, așa, și știm că sunt greu deplasabili. Le transmite și lor pe o cale aceasta multă sănătate. Mulțumesc părinților care sunt de față, vă doresc multă, multă bucurie. Noi v-am invitat doar la Tatăl nostru să fim în picioare, după aceea puteți să stați jos, să vă odihniți, da? Acest lucru durează foarte puțin. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna și pururea și veci veșilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate creștinului, Dumnezeu, Dumnezeu, care ne ține miște toate și bunești, Mistierul Bunătăților și Sfântătorului de viață, vinuște să răsuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate creștinile și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, Miliește de noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, Miliește de noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, Miliește de noi, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cumulea și în vecii vecilor. Spune cu toții, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în zidă, ci ne izbăvește de cel rău. Ca precum ai binevoit, a primit acum rugăciunile robilor tăi
și cu milostivire învrednicii tale să-i împlini cererile, așa și de acum înainte, împrednicește ascultă dreaptă credință, în dragostea ce către tine și cea către aproapele, și într-o toate faptele cele bune și amăzindii ale tale, bine face, împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-te toată reaua întâmplare, dărește sănătate, pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna a grăinii și a cântație și celui fără de necesar tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului de viață, Păcătorului de Lui. Dumnezeu, cel slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeu nostru, Părintorul nostru de bine, în vecii vecilor. Constantin Ștefan, Radu Matei, Sfetnicul Ianachim, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale Sfinților Împărați, cei întocmai cu apostoli cinstiți, Constantin și mama sa Elena, cele Sfântului Mare, Mucenii Procopie, ocrotitorii familiilor creștine și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Deci m-am ținut de cuvânt, mai puțin de 9 minute, dar nu 50 de ani. Asta dovedește că ne străduim cu toții să ajungem la această frumoasă și vârstă de peste 50 de primăveri, care este o zi frumoasă, o zi binecuvântată și este adormirea Maicii Domnului. Noi, ca preoți, vă mulțumim din suflet, vă dorim multă sănătate. De la început aș vrea să vă cântăm la mulți ani, atât cât ne pricepem noi, înainte de a vă da, să spun, de a da întâietate primarului pentru această frumoasă inițiativă care de câțiva ani de an, câțiva ani bun, dăinui aici în comunitatea orașului Stațiune Târgu Ocna. Și este o bucurie pentru că se găsesc resurse pentru astfel de gesturi frumoase pe care dumneavoastră le meritați. Din partea noastră, din partea mea personală și în considera tuturor celor care sunt aici, mai tine, dați-mi voie să mă plec în fața dumneavoastră cu multă venerație, să vă doresc multă sănătate, vă îmbrățișăm cu mult drag, vă sărutăm mâna la doamne și pe copiii dumneavoastră să-i țină Dumnezeu sănători, sigur aveți și nepoți, poate și strănepoți, să trăiți mulți ani fericiți, toată viața să vă fie numai bucurie, veselie și binecuvântare. Amin. Mulți ani trăiască! Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile se bine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, în această frumoasă biserică. Astăzi chiar este un
moment emoționant. Bună ziua tuturor! Mă bucur că astăzi, în zi de mare stătătoare, ocrotitoarea spirituală a orașului de Bogna, Părintea Maicii Domnului, avem un eveniment emoționant, când dumneavoastră, alături de familie, alături de toți cei dragi și alături de noi, încercăm să petrecem câteva clipe frumoase, să vă urăm tot ce este mai frumos. Mulțumesc încă o dată pentru cerințelor prins că ne-au permis să venim să facem acest eveniment în acest spațiu. Ne-am fi dorit să-l facem afară, unde era poate mai spațiu mai generos, dar vremea capricioasă să ne restrige. Am deosebit la plăcere să invit aici alături de noi și membrii Consiliului Local cu Bogna, pentru că împreună am făcut acest eveniment și am văzut că sunteți, vă rog. Ce poate fi mai emoționant decât să urăm un gând frumos, să urăm tot ce este mai din suflet, din partea administrației locale, din partea executivului primăriei, din partea mea ca primar și a domnilor și doamnelor consilieri, să vă transmitem gândurile noastre de frumos, să apreciem că 50 de ani reprezintă un număr extraordinar, un număr pe care ne dorim cu toții să-l ajungem, ca și familiști. Sunteți modelul de viață, sunteți oameni care ați construit Bogna, sunteți oameni care ați construit familii, care ne-ați educat prin profesiile dumneavoastră, prin toate conștiințele pe care le-ați dat și nu rămâne decât eu să vă mulțumesc. Nu vreau să lungesc vorba pentru că e mai bine să trecem și la fapte. Vă mulțumesc că astăzi ați venit, că sunteți împreună cu părinții și mulțumesc și Consiliul Local că a făcut evenimentul posibil. Eu cred că prezența dumneavoastră aici alături de familie este cel mai important moment. O să invităm aici alături de noi pe familia Georgeta și Ion Adam. Nu ne grăbim. Astăzi vom oferi un certificat al Muncii de Aur, în care vom acorda familiilor dumneavoastră la primirea 50 de ani de căsătorie. Noi am scris aici un mic mesaj că vă felicităm pentru răbdarea și înțelepciunea de care ați dat dovadă prin decenii de ani. Modelul dumneavoastră de viață de cuplu este un model pentru fiecare dintre noi. Aur 2022. Felicitări și la mulți ani! Aici, alături de acest simbol, acest certificat, noi ne-am gândit să oferim o carte. Este o carte la care noi ținem foarte mult. Este elaborată de distinsul domn profesor Târgu Ocnean Cornelius Stoica și se cheamă Târgul Anilor Romantici. Eu cred că veți găsi aici niște imagini care vă rog în timpul pe care să le găsim. Alături de consorții și consoartele noastre. Și cum se luam la tine un interviu și legea de auzit, cu bune culele,
Au trecut ani și iată că am adunat un moment extrem de frumos și festiv prin grija Consiliului Local, partea legislativă și partea executivă, domnul primar, și în parte a membrilor Consiliului Local le mulțumim de suflet pentru gestul frumos de a ne găsi astăzi aici împreună să dea dumneavoastră zile de dată în parte nouă. Așa. Și ca să nu ocupăm timpul, încă o dată mulțumim primărie, mulțumim acestui locaș sfânt cu sărbătoarea de Ați Maicii Domnului, că nu m-am așteptat să fie organizat atât de frumos și festiv, sincer vă spun. Și e ceva emoționant, aproape nu găsesc cuvinte. Vă mulțumim frumos! Se acordă certificatul Nunții de Aur familiei Aghinea, Victoria și Gheorghe. Thank you.
acordă certificatul nunții de aur familiei Cojocaru, doamna Silvia și domnul Vasile. Le-am făcut o surpriză. E chiar dacă nu locuiesc aici în oraș, noi ne-am dorit tare mult să fie și ei prezenți aici în biserica noastră și să primească. Se acordă certificatul nunții de aur familiei Dorea, doamna Dinca și domnul Gheorghe. Acum nu facem diferența, dar am pus și o icoană pe lângă cartea în Altra Sfințitului pentru că domnul profesor este epitropul onorific al bisericii de peste două decenii. Și e cel care mai duce strana înainte. Și vă rog să îl încurajați cu aplauze, pentru că e mai greu. Este sănătate, pentru că acum trebuie ne-ncearcă
alte probleme de vârstă. La mulți ani și ani sănătoși! Familiei Gabrielă, doamna Maria și domnul Teodor. Se acordă certificatul nunții de aur familiei Ianuș, doamna Valeria și domnul Adrian. Certificatul nunții de aur familiei Iosu, doamna Elena și domnul Vasile. Thank you.
acordă certificatul nunții de aur familiei Mirea, doamna Olivia și domnul Alexandru. Acordă certificatul nunții de aur familiei Munteanu, doamna Maria și domnul Nicolae. Certificatul nunții de aur familiei Radu, doamna Aurica și domnul Vasile. Gracias.
Se acordă certificatul nunții de aur familiei, sunt toate doamna Aurica și domnul Ioan. Acești tineri au devenit niște tineri maturi și sunt niște oameni de seamă, sunt
niște oameni importanți ai comunității și eu cred că trebuie să le oferim tot ce este mai frumos din sufletul nostru. La mulți ani, părinți! Aplauze! Acolo le spunem la mulți ani. Dar mă duc cu o oastră, stai să vezi, că nu știu ce pot să mă faci, dar una peste alta vă mulțumesc, lasă nu vă grăbiți chiar așa, cum mă spun. Deci sunt surat. Deci vă pot spune cu sinceritate și cu multă emoție, nu mă așteptam la acest lucru. Da, ca să vă susțină emoțional. Și vă mulțumesc, domnule primar, pentru că este în biserica face, vă mulțumesc cu multă responsabilitate. Aș vrea să vă spun că așa cum Dumnezeu să fiu hirotonit, preot la Curtea de Argeș, când m-am dus la preasfințitul Eftimie, a zis că nu are timp de mine, e bolnav, să mă duc la Curtea de Argeș dacă vreau să fiu preot. Nu vă pot spune prin ce lucrări am trecut, nu aveam bani de hotel pentru vasele. Dar Dumnezeu mi-a dat. Nu pot spune atât, vă pot spune un nume, duhovnicul meu, Părintele Ionim, Dumnezeu să-l ierte, un mare duhovnic și un mare silast de la Buciu, și Părintele care era cu mine, ucenicul lui. Și lucrul acesta ne-a responsabilizat foarte mult. Nu mai intru în alte amănunte, în această zi, a fost martirizat Procopeanul Constantin la o cafea. Și de atunci am avut mare drag pentru această familie bizantină, chiar dacă e din România, Constantin Procopeanu. Și a avut Dumnezeu să fiu căsătorit de-a dată, această dată de 16 august, cărora le port o mare evlavie. Vă mulțumesc foarte mult pentru complotul acesta, nu m-am așteptat, vă să vă fac și de acum. Dar vă mulțumesc foarte mult. Dumnezeu să vă mulțumesc. Eu sunt mai tânăr ca dumneavoastră, așa că am toate rușinea, toate păcatele le spăr eu, așa că mă iertați. Trebuie să dai o șampanie acum, da? Ți-am dus-o dumneavoastră. Că vă stăm față, soarele. Mulțumim! Mulțumim! La mulți ani încă o dată. Și acum să servim cu toții o bucă de șampanie, să ne mai urmăm o dată la mulți ani, să cântăm împreună la mulți ani, mulți ani fericiți alături de familiile dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată Consiliului Local pentru prezență și pentru sprijinul pe care îl oferă în fiecare lună. Și vă rog, ca după ce facem pozele și ne mai vorim puțin afară, vă așteptăm în sala Casei de Cultură, care cum se cheamă Centrul Cultural Ion Taliano, să petrecem câteva clipe de muzică, de voie bună, de joc, într-un spectacol pentru dumneavoastră, oferit de tot de oamenii noștri. Vă mulțumim frumos, registrație frumoasă, vară fierbinte.